Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu, vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare pentru cei din Zodia Berbec pentru perioada 16-31 mai 2024. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Berbec în perioada 16-31 mai 2024. Ce mesaje au cărțile de tarot pentru cei din Zodia Berbec. Atenție, fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul. Dumneavoastră luați doar ce rezonează. Haideți să vedem ce spun cărțile de tarot pentru cei din Zodia Berbec pentru perioada 16-31 mai 2024. Avem Regina de Monede, Lumea și Șapte de Spade. La baza pachetului avem Trei de Cupe. Wow! Sărbătoriți o mică petrecere aici, aveți un eveniment important. Se închide un capitol aici cu succes, cu Lumea, da? Aveți de rezolvat, de clarificat, da, anumite situații. Poate călătoriți unii dintre voi, aveți de-a face cu străinătatea, posibil, da? Zodia Taur, Leu, Capricorn, Fecioară, Taur din nou, posibil să aveți de-a face cu aceste zodii sau nu. Închideți un capitol cu succes. Finalizați un proiect, o colaborare, da? Care va duce un mare, mare succes în această perioadă. Regina de Monede. Aici aveți pe cineva care vă este alături, vă susține din punct de vedere financiar, posibil și acest lucru, sau dumneavoastră intrați în această energie. O persoană care vă puteți baza, care vă este alături și vă susține. O mamă, da, posibil și acest lucru să aibă un rol important în această perioadă. Călătoriți către această persoană? Un împrumut pe care îl faceți și îl veți obține în această perioadă. Unii dintre voi, posibil, da, o moștenire, ceva, o împărțire, da? Parcă e aici, dar este ceva substanțial, este ceva palpabil, sigur. O casă, vă cumpărați o casă, vă mutați în casa dumneavoastră, da? Unii dintre voi faceți o mutare, o deplasare importantă în această perioadă care va duce un succes. Dar atenție și la o persoană șireată, da, aici cu șaptele de săbi, este o persoană care își vede propriul interes sau dumneavoastră cumva intrați în această energie, da, vă vedeți propriul interes în această perioadă, da, să vă rezolvați anumite situații. Dar apare această bucurie, da, apare acest eveniment important pentru dumneavoastră, este o primă de blocare, un grup restrâns, da, cu prietenii, cineva foarte apropiat, da, care vă este alături în această perioadă, da, este ceva care va duce un succes foarte, foarte mare, o sărbătoare, un eveniment foarte important pentru voi, da. Wow, ce frumos, Doi de Cupe, colaborări, da, de succes, contracte, dar și o declarație, da, de iubire aici, aveți suflete pereche, cineva care vă este alături, vă susține. Poate unii dintre voi vă uniți destinele în această perioadă, da, vă căsătoriți sau vă revedeți, da, cu persoana dragă, de ce nu, în unele situații. Foarte frumos! Wow, cât de frumos! Soarele, posibil să aveți de-a face cu Zodia Leu sau nu. Foarte frumos, este un eveniment, poate venirea unui copil, da, poate unele dintre voi, doamnele din Zodia Berbec, poate deveniți mame în această perioadă, străluciți de-a dreptul, clarificați, vedeți lucrurile mult mai clar, da, treceți printr-o transformare frumoasă, vi se luminează calea, da, drumul, aveți prosperitate, însănătoșire, da, sau clarificați o situație, da, cu o persoană care nu a fost corectă față de dumneavoastră, da. Străluciți de-a dreptul. Foarte frumos.
Foarte frumos. Este un eveniment foarte, foarte frumos care se întâmplă în viața dumneavoastră, dar trebuie să plecați, să renunțați poate la anumite compromisuri, la anumite situații, poate anumite vicii pe care le-ați avut, da? Aici cu optul de cupe, întoarceți spatele, da, și poate abandonați această persoană care ați văzut că își vede propriul interes. Cumva dumneavoastră încercați să evitați anumite conflicte sau să intrați în contact cu o persoană anume care știți că nu este tocmai plăcută această persoană, da? Ia să vedem. Steaua, foarte frumos. Zodia Vărsător, posibil să aveți de-a face cu această zodie sau nu. Vi se îndeplinește o dorință, da? Un vis care devine realitate, este ceva care se ajunge greu, o persoană, o situație, o dorință de foarte mult timp, da, pe care ați avut-o și acum vi se îndeplinește, da, în această perioadă. Este ceva care se ajunge foarte greu, este ceva măreț, este ceva de care știu și ceilalți, vă veți câștiga poziția, da, mult dorită. Veți avea un succes, un succes de care vor ști și ceilalți. Foarte frumos. Este ceva foarte, foarte frumos, dar aici apar și anumite compromisuri, da, cinciul de săbi, da, apar și persoane, da, care nu sunt de acord sau nu sunt sunt așa invidioase, da, pentru succesul dumneavoastră, pentru realizarea, pentru câștigul, da, pentru finalizarea acestui proiect pe care l-ați dus până la final și este ceva de reușit, este ceva care va duce bun augur, stabilitate, fericire, dar se pare că cei din jur nu sunt chiar atât de fericiți, da? Sau poate unii dintre voi, ca să ajungeți la acest succes sau la această victorie, da, la această închidere de capitol, a trebuit să faceți anumite sacrificii, anumite compromisuri. În anumite situații poate ați fost neîndreptățiți și acum, dintr-o dată, da, apare această veste, această rezolvare, această soluție care pur și simplu, sau această persoană, da, care vă ajută să ieșiți din acest impas sau să scăpați de această persoană șireată, da? Este ca o sărbătoare așa în viața dumneavoastră, parcă este ceva așa, un eveniment atât de frumos și atât de plăcut, da, ce se întâmplă în jurul vostru după o perioadă de sacrificiu, o perioadă greoaie, da, pentru unii dintre voi. Acum apare schimbarea, da? Da, exact ce spuneam. Ia uitați, aici treiul de săbi. Da, vorbim aici despre o trădare, despre o suferință pe care ați avut-o și cumva vreți să închideți aceste capitole, aceste uși, da, să renunțați la a mai suferi, a mai sta acolo în acea situație, da, de suferință, de trădare, ați trecut prin anumite situații destul de greoaie, da? V-au supărat foarte mult aceste lucruri. Și acum apare o primă deblocare, da, o primă victorie. Este ceva care pur și simplu nu ați... Poate unii dintre voi, da, v-ați luat gândul că o să se rezolve acea situație sau că o să reușiți să depășiți această supărare. Dar se pare că a ieșit soarele pe strada dumneavoastră, da? Foarte frumos, o energie foarte frumoasă pentru cei din zodia Berbec. Ia să vedem. Da, din nou acest 5 de spade, acest compromis, aici regina de spade. Posibil să aveți de-a face cu zodiile de aer, gemeni, balanță, vărsător, se clarifică o situație, da? Se rezolvă, semnați acte, documente. Poate aveți de-a face cu cineva care este rece, detașat, da? O persoană care lucrează cu uniformă, da? De ce nu și acest lucru? Cere sfatul sau intrați dumneavoastră în această energie, da? Sunteți mult mai clari în gândire și în deciziile pe care le luați, da? Nu mai vă aruncați cu capul înainte, pur și simplu analizați și sunteți foarte detașați de anumite situații ce se întâmplă, da? Poate cu o persoană anume din viața dumneavoastră, care cumva a încercat să vă manipuleze emoțional, da? Să nu plece din viața dumneavoastră sau să, nu știu, să o ajutați în permanență. Poate ați fost o persoană care ați tot ajutat această persoană șireată, da? Sau ați căzut în capcana cuiva, ajutând tot timpul această persoană. Această persoană cumva a încercat să vă sustragă niște bani, așa, fără să facă nimic, da?
Și acest lucru este posibil, da, pentru unii dintre voi și acum încercați cumva să vă impuneți, da, să luați hotărârea, să vă impuneți în fața acestei persoane, să nu mai lăsați loc de a vă supăra, da, această persoană sau a se folosi de bunurile dumneavoastră sau de, nu știu, poate relațiile pe care le aveți, da, unii dintre voi, da, cineva cumva încearcă să profite după urma dumneavoastră. Sper să fi rezonat cu mesajul. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag!